Așa cum v-am obișnuit, joi seara citim povești în parc. Bucuria a fost și mai mare când am văzut că suntem așteptați, iar părinții au venit special să ne vadă. Unii dintre ei doar auziseră de la copii ce se întâmplă în parc. Am citit povestea ursului Cafeniu, din care am învățat că nu contează ce culoare avem, toți suntem la fel. Povestea cu Mohea și cea cu Lena și pisoiul său, precum și povestea țestoasei care hibernează. Dar cel mai important este că am citit, că audiența noastră este din ce în ce mai numeroasă, iar copiii ne întâmpină de fiecare dată cu entuziasm. Mulțumim din nou prietenilor noștri de la Booklang, Târg și Librărie, pentru cărțile oferite și celor de la TIS Farmaceutic, pentru cadourile săptămânale. Da.